Ați avut contribuții importante la apropierea Republicii Moldova de UE pe durata mandatului dumneavoastră de europarlamentar. Considerați că Moscova va încerca să-și recupereze influența la Chișinău prin metode de forță, cum a făcut-o și în Ucraina? Vedeți un Foarte astfel de posibil. scenariu? Da, e foarte posibil. Da, o să înceapă cu regiunea Transnistreană, probabil. Deocamdată îi șantajează, îi șantajează de vreo 2 ani de zile, da. Și eu am trecut prin multe în Parlamentul European. Apropo de, știți că au semnat acordul de asociere. Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, să înțeleagă toată lumea. Asta este un prim pas în procesul de aderare și România l-a semnat cu mulți, mulți ani înainte de a intra. Dar înseamnă că se deschid capitolul de negociere și așa încet se schimbă țara în bine. La semnarea acelui acord de asociere trebuia aprobarea prealabilă a Parlamentului. Și înainte de a se termina acest Parlament, deci în aprilie 2014, am inițiat eu o rezoluție în Parlamentul European, tocmai ca să dăm, înainte de a intra în vacanță și în campanie electorală, să dăm această aprobare prealabilă. Știam că se semnează în iunie și se poate intra în vigoare imediat. PPE-ul a fost convins, în fine, ALDE n-a avut-o, i-am convins pe cei pe liberali. Știți cine nu a semnat această rezoluție care spunea că Parlamentul European e de acord ca Georgia și Moldova să aplice imediat acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Grupul Socialist. Nici măcar europarlamentarii români? Grupul Socialist a luat această decizie. Eu am sunat în România, da? Iar E Schulz, europarlamentarii români cum au pot votat? zice că e prieten cu Schulz, da? Europarlamentarii români cum au votat Nu la cum au momentul votat, respectiv? nu știu cum au votat. Nu, dar dacă ei nu și-au convins, eu cum am convins PP-ul? Deci care e rolul lor acolo? Pentru că Eu m-am vorbim dus la de... domnul Pașcu, de pildă, și mi-a spus, nu am ce să fac, tu nu vezi, uite, ăștia ai noștri, nu vreau. M-am dus la Svoboda, la președintele grupului. Deci eu m-am dus la socialiști să îi rog să facă asta, da? Și n-au semnat. Deci o rezoluție comună a Parlamentului semnată de britanici, conservatori, de PPE, de alții, dar nu de Dar socialiști. cum se explică refuzul socialiștilor de a semna un astfel de acord? Domnule, poate îl întrebați pe Ponta, dacă tot e prieten cu Schulz, îmi spune toată ziua asta, de ce m-a sunat pe Schulz? Adică el ajută în Republica Moldova cum? Cum o ajută? Cine o Ei ajută? spune că le face gazoduct. Da. Dar de ce nu au semnat să intre în vigoare acordul de asociere imediat? Că vorbim de Republica Moldova, acolo vor avea loc în curând Toți alegerile. socialiștii au vrut să, scuzați-mă, toți socialiștii au vrut să amâne, inclusiv românii, 3-4 luni, obținerea, eliminarea vizelor pentru Republica Moldova. O altă poveste, o să o spun și pe asta, cu nume și prenume. Spuneți-o cine? Acum, că dacă tot ați Despre cine e început. vorba? Despre Ministerul de Externe, de exemplu, a României, care a zis, când am văzut că vor să amâne și că nu fac ce trebuie să facă, mi-au spus, dar Monica, până la urmă, dar de ce să le dăm vizele acum? Avem că mai bine mai încolo, mai spre, aproape de alegeri. Când se întâmplă? Când se întâmplă? În februarie. Anul ăsta? Da. Și cu cine ați discutat din mai? Care spune asta? Doare. Păi spuneți acum, dacă e tot ați deschis subiectul. E vorba de ministru de externe? Data viitoare, am zis. Ministru de externe? Nu, că nu vă lăsăm așa ușor, pentru că ați deschis un subiect pe care l-ați dus doar până la jumătate. Că una fac și alta Deci, alta discuția a avut loc cu ministrul de externe, domnul Corățean? Nu, n-am loc cu ministrul de externe. A avut loc cu ambasadorul României, șeful reprezentației permanente, în Motoc. Era președinția greacă, erau probleme, era o greșeală de traducere în limba română. În loc de, în engleză este Moldova Republic of și în românește se traducese Moldova Republică A, în loc de Republica Moldova. Și iată că această mare greșeală nu se putea corecta decât în vreo săptămână, adică când după ce se termina sesiunea parlamentară, după ce noi încheiam mandatul. Și până la urmă, care a fost dezvoltământul? Dezvoltământul a fost că eu nu m-am lăsat și s-a votat în februarie. Dar luptându-mă inclusiv cu românii socialiști sau cu românii de la ambasadă, da? Și au dat replica, a fost, de ce ne grăbim să le dăm vizele acum? Pentru că le dai vizele niște unor oameni să călătorească, nu le dai vizele în funcție de alegerile tale, da?